Proprietarii imobilului cu numărul 5 de pe strada Mihai Viteazu au primit o vizită din partea executorilor primăriei Timișoara. Ei ridicaseră ilegal un acoperiș deasupra unuia dintre turnurile casei. Angajații municipalității n-au stat pe gânduri și l-au demolat. Următoarea oprire a executorilor a fost pe strada Vasici. Locatarii imobilului cu numărul 7 și-au montat grilaje metalice la geamuri, fără a avea însă și avizele necesare. Executorii le-au tăiat cu un flex și au somat pe proprietari să schimbe în maximum 30 de zile tâmplăria termopan în una de lemn, cum fusese inițial. Casele cu pricina aparțin unor familii de etnie romă. Primarul Timișoarei a declarat că de când el este edil, a demolat un număr de 5 astfel de case, primind și amenințări cu moartea pentru îndrăzneala lui.